Vineri la Deva s-a încheiat prima ediție a Festivalului de Folclor al Cetății, organizat de Centrul Cultural Drăgan Muntean și Primăria Municipiului Deva. Timp de 3 zile, în parcul de la Poalele Cetății, iubitorii de muzică și tradiții autentice au avut parte de peste 15 ore de spectacole de muzică și dansuri populare, susținute în aer liber de 5 ansambluri și 2 grupuri folclorice, alături de 40 dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară din Transilvania, Moldova și Oltenia. Seara de vinere a aparținut ansamblului folcloric profesionist Cindrelul Junii Sibiului. Au evoluat în fața publicului iubitor de folclor autentic Oana Tomoiagă, Paul Ananie, Andreea Haisan, Gabriel Dumitru, Izabela Tomița, Răzvan Năstăsescu, Ovidiu Homorodean, Tudor Furdoiancu, Alina Bâcă, Robert Târnoveanu, Mariana Deac, Andreea Voica și Dinu Iancu Sălăjanu. Și câte doruri încoșoară dorule, până înșira spațiu-n scale dorule, și din cer până-n pământ mă, eu mai mult e amândând mai dorule. Hai, da-mă o mândră cât o-n brad mă, da-o umblă în picioare sub pat mă. Cât-o-n brad, măi, dau umblă-n picioare sub pat, măi. Mi s-a dus bătița meu, măi, ciobanii, măi, ciobanaș, suspiră rău, ciobanașul. Și cu oi și cu mieluții, măi, ciobanii, măi, și-o turmă de berbecuți, ciobanașul. La 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 la, om petrece, om cânta, la 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 la, la toți mi dragă viața, la 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 la. Hai la lume, măi viața-i floare trecătoare, hai la lume, măi mânteia sfinții de soare, hai la lume, hai să-ți petreci odată o ai, hai la lume, măi din ce ai să-ți faci rai. Mama așa, la 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 la, să cânti și să juca, la 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 la. M-a făcut mama așa, la 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 la, să cânti și să juca, la 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 la. Dar ea când aude joc, la 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 la, nu pot să mă opresc în loc, la 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 la. Dar ea când aude joc, la 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 la, nu pot să mă opresc în loc, la 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 la. Doamne, nu mă pedepsi, măi, nu mă pedepsi, lasă-mă să pot iubi, că nu știu cât o-i trăi, măi. Nici dansatorii ansamblului folcloric profesionist Cindrelul Junii Sibiului nu s-au lăsat mai prejos, prezentând la rândul lor dansuri de pe întreg teritoriul României. Hey!
Natura a contribuit și ea cu o surpriză, atât pentru artiști cât și pentru public. A răcorit cu o ploicică, atmosfera încinsă de soarele de peste zi, dar și de ritmul susținut al spectacolului. N-a speriat pe nimeni, ba din contră, spre deliciul publicului rămas fidel pe scaune până la final, junii Sibiului au pregătit un colaj de cântece din folclorul altor țări, momentul dovedindu-se un real succes. Yo estet, te-am pupat, hai. Festivalul a avut un foarte mare succes în rândul publicului, dar și pe rețelele de socializare. Transmisia live efectuată de 1TV, postul nostru de televiziune, fiind urmărită de peste 30.000 de români din țară și din diaspora. Pentru că știu, suntem foarte mulți acum online, îmi spunea și Cristian Fodor că la un moment dat s-a și blocat internetul, că toată lumea ne urmărea și foarte mulți din diaspora.
Eu m-am gândit așa, în aceste două zile m-am tot frământat. Oare să zic ceva pe scenă, să nu zic? Am vorbit despre organizatori și mi-aduc aminte că acum vreo 3 ani de zile, când tot colegii de la primărie m-au chemat să prezint un spectacol chiar aici, la poalele cetății, l-a rugat pe domnul primar să vină alături de mine pe scenă. Și domnia sa, cu modestia caracteristică, mi-a zis: știi ce? Lasă folclorul să-și spună cuvântul. Eu știu că el îi urmărește acum pe internet și sper să nu se supere pe mine, dacă îi aduc mulțumiri personale, în primul rând, pentru că, din postura mea de redactor, pentru că înțelege ce înseamnă nevoia de folclor și de hrană spirituală. Și am să vă rog pe dumneavoastră, de veni, că tot ați spus că îmi faceți buletin de Hunedoara, să-l aplaudăm pe domnul Nicolae Florin Oancea. Și dacă se supără, o să-i treacă, că o să vă vadă că-l iubiți și dumneavoastră și-l respectați și cu siguranță nu o să mă certe. Încă o dată mulțumim întregii colectivități de la Primăria și Consiliul Local Deva și de asemenea colegilor mei de la Centrul Cultural Drăgan Muntean. În urma succesului înregistrat, organizatorii evenimentului, Centrul Cultural Drăgan Muntean și Primăria Municipiului Deva se gândesc deja să permanentizeze festivalul de folclor al cetății, astfel încât să devină o emblemă a orașului.